Duminică, președintele AUR, George Simion, a întrerupt evenimentul de lansare a celor 600 de candidați pentru Parlamentul României și a anunțat că suspendă activitățile de campanie electorală. Ba mai mult, a făcut un apel către toți membrii și simpatizanții AUR să fie alături de românii din județele afectate de inundații pentru a ajuta la reconstrucția caselor stricate de apă. Alături de George Simion și colegii noștri din Aur, suntem în Comuna Pechea, județul Galați, alături de familiile care trec prin momente dificile din cauza inundațiilor. Vedem durerea și greutățile cu care se confruntă acești oameni și suntem aici nu doar cu vorbe, ci cu fapte. Împreună ne mobilizăm pentru a oferi sprijin și alinare celor care au nevoie de ajutor. În aceste clipe grele, solidaritatea și unitatea sunt cele care ne dau au puterea să mergem mai departe, a declarat senatorul Hunedorean Vasilică Potecă. Duminică seara, în comuna Pechia din județul Galația, a ajuns un convoi de ajutoare format din 10 tiruri încărcate cu materiale de construcții, 20 de camioane cu materiale de igienă și de strictă necesitate și aproximativ 300 de oameni gata să muncească. Astăzi, în a doua zi la Pechea, reprezentanții AUR au continuat acțiunea de sprijinire a populației greu afectată de inundații. S-au distribuit alimente, apă și materiale de construcție esențiale pentru ca oamenii să își poată reconstrui casele și să își refacă viața. Fac un apel către toți cetățenii care pot ajuta cu materiale de construcții sau care sunt specialiști, dispuși să se implice în refacerea locuințelor și a infrastructurii afectate. Continuăm treaba la Pechea, județul Galați, alături de George Simion și colegii noștri veniți din toate colțurile țării. Ne concentrăm pe reconstrucția caselor și scoaterea nămolului din locuințele afectate de inundații. Este un efort uriaș, dar cu ajutorul celor implicați reușim să facem progrese semnificative. Orice ajutor contează enorm pentru cei care au pierdut aproape totul. A mai menționat senatorul Vasilică Căpotecă în apelul lansat în această dimineață pe rețelele de socializare.